În diaspora, Duminica Ortodoxiei este un prilej de manifestare a comuniunii frățești între creștinii ortodoxi de diferite naționalități. În capitala Ungariei, aceștia s-au adunat pentru a se ruga împreună la capela românească. Aici au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, împreună cu clerici reprezentanței fiecărei eparhii etnice ortodoxe din Budapesta. Ecteniile au fost rostite alternativ în română și sârbă și fiecare preot a intonat ecfonisul în limba sa. De asemenea, Evanghelia, Crezul și Rugăciunea Tatăl Nostru au fost rostite în română, greacă, maghiară, slavonă, sârbă și engleză. Duminica Ortodoxiei, la sfârșitul celei din 1 săptămâni din Postul Mare, este o zi specială în viața ortodoxilor de pretutindeni. Dar poate că în diaspora ea are o semnificație specială, pentru că, dincolo de biruința Ortodoxiei și de cinstirea Sfintelor Icoane, pe care neîncetat o avem în sufletul și în viața noastră la cel mai înalt nivel, începând de la Sinodul în anul 843 și, bineînțeles, că și înainte, iată că aici ne întâlnim cu toții la oaltă, creștini ortodoxi care aparținem la diferite jurisdicții sau episcopii ortodoxe ce trăiesc în țările respective și arătăm în această duminică un semn al comuniunii și al unității noastre. Este o tradiție și un obicei sfânt și frumos, inițiat aici în Budapesta de predecesorul meu, preasfințitul părinte episcop Sofronie, actualmente episcopul Oradei, care în anul 2005 a săvârșit această împreună slujire liturgică ortodoxă în capela ortodoxă greacă la vremea aceea din Budapesta în anul 2005 și de atunci neîncetat această rânduială dăinuiește până și în ziua de astăzi. La slujba a participat și ambasadorul României la Budapesta. Rând bucuria a fost dublată și de faptul că în Duminica Ortodoxiei, păstrând o tradiție veche de peste un deceniu, s-a sărbătorit Sfânta Liturghie de către reprezentanți ai tuturor jurisdicțiilor ortodoxe din Ungaria. Așadar, alături de Preasfințitul Siluan, la Sfânta Liturghie au participat reprezentanți ai Patriarhiei Ecumenice, ai Bisericii Ortodoxe Ruse, ai Bisericilor Ortodoxe Sârbe și Bulgare, astfel încât cei numeroși care au participat astăzi la celebrarea Duminicii Ortodoxiei s-au putut bucura de o binecuvântare sporită. Noi, Comunitatea Românilor Ortodoxi din Budapesta, de mai multe ori am găzduit acest eveniment frumos și tradițional și mult așteptat de către credincioșii ortodoxi din Budapesta. Există pe lângă viața tradițională ortodoxă românească din capitala Ungariei, există și o viață intensă interortodoxă în Budapesta și chiar noi privim pe credincioșii noștri ortodoxi ca frați, ne bucurăm ca să slujim împreună, ne bucurăm ca să ne rugăm cu ei împreună și așteptăm totdeauna acele momente când Bunul Dumnezeu ne binecuvintează cu asemenea bucurii. Și acest an avem bucuria să fim toți ortodoxi din Ungaria, sub omoforul Preasfinției sale, Părintele Siluan, din nou împreună, o tradiție care în fiecare an unește toți ortodoxii în Duminica Ortodoxiei. Sperăm că această tradiție va continua și în anii ce urmează și vom avea bucuria ca toți ortodoxii să slujim împreună și să ne bucurăm acestui eveniment. Duminica Ortodoxiei reprezintă un moment special în viața creștinilor ortodoxi din Budapesta, pe care îl așteaptă an de an cu multă bucurie.